Autoritățile județene și angajații complexului muzeal Curtea Domnească, cei care se ocupă de amenajare, urmăresc să păstreze intacte spațiile în care s-au petrecut evenimentele din 1989. În lucrările de renovare se pune accent pe zonele care prezintă interes și care au o semnificație și încărcătură emoțională aparte. Deocamdată au fost amenajate holul principal, biroul comandantului unde soților Ceaușescu le-a fost măsurată tensiunea arterială, camera în care a funcționat tribunalul și dormitorul în care cei doi și-au petrecut ultima noapte. Au fost preluate mostre de vopsea pentru a da aceeași culoare pereților. S-a păstrat arhitectura, tâmplăria și mobilierul care urmează să fie așezat exact ca acum 24 de ani. Amenajăm spațiile așa cum au fost la momentul respectiv, întrucât avem și informațiile necesare, avem și mobilierul necesar pentru a face acest lucru, fără a intra în detalii sau fără a face, să zic așa, lucruri care să fie, eu știu, deranjante din punct de vedere politic sau istoric. Aceasta este o etapă intermediară în finalul lunii august sau începutul lunii septembrie. Noi vom definitiva și partea de exterior și la inaugurarea oficială cu siguranță vom vedea și celelalte aspecte ale întregului. Acum suntem pe undeva la mai mult de 60% din realizarea acestui obiectiv. Pentru că destinația inițială a clădirii în care și-a găsit sfârșitul cuplul Ceaușescu a fost de școală de cavalerie, în holul central vizitatorii vor admira o expoziție a acestei școli. Această identitate a orașului, ca oraș în care s-au creat, s-au plămădit generații întregi de ofițeri, prin școala de la Mănăstirea Dealul, prin școala de cavalerie de aici, școala superioară de cavalerie, școala pregătitoare de ofițeri de cavalerie, cele două instituții, una la 1893, cealaltă la 1907. Și pe de altă parte, să surprindem acest eveniment care a marcat sfârșitul unui regim totalitar, este vorba de procesul și execuția cuplului Ceaușescu. Pentru lucrările făcute până acum s-au cheltuit aproximativ 5.300 de lei. După deschidere, taxa de vizitare va fi la fel ca și la complexul muzeal, adică 7 lei pentru turiștii care vin individual și 3,50 lei pentru grupuri organizate, elevi și studenți.